Trăim într-o lume a mirosurilor. Ploaie, iarbă cosită, marea, florile. Toate au un parfum. Iulia Preda este parfumier. A făcut școala la Grasse, în Franța, și explică simplu cum trebuie să ne alegem parfumul care ni se potrivește. Mergem și ne alegem, să spunem, 10 parfumuri, le aplicăm pe care ne plac. Da? La o primă impresie, le mirosim și dacă ne-a spus ceva acel parfum, îl punem pe lista noastră albă. De pe lista albă, după ce le aplicăm pe acele fișete de carton, lăsăm câteva minute ca să își schimbe mirosul în contact cu aerul și din cele 10, să spunem că alegem 4-5 pe care le preferăm și ulterior le aplicăm pe piele. Așteptăm până la un sfert de oră să vedem cum se schimbă. Și acela este parfumul care ni se potrivește, care nu ne obosește, care ne face plăcere. Deci cam asta ar fi cea mai scurtă cale, așa, mai, să spunem, pentru începători. Acest lucru este valabil și pentru doamne și pentru domni, pentru că și bărbații se parfumează. Pentru ei s-au creat game de cosmetice și s-a observat că pentru parfumul și pentru cosmetice ei sunt cei mai fideli. Femeile se schimbă așa, cum bate vântul, cum e moda, cum mai aud de la vecina, la prietena, mai vede o reclamă. Pe când bărbații, dacă și-au ales un parfum, cam cu acela rămân maxim 2 parfumuri. Ei nu sunt așa de schimbători ca noi, să aibă 4, 5, 7 parfumuri. Câte parfumuri ar trebui să aibă o persoană? Fie că este bărbat, fie că este femeie. Pentru o doamnă ar fi ideal să aibă 3 parfumuri. Parfumul este pentru stare, este pentru... Prin parfum ni se vând vise, ni se vând, cum să spun, lucruri pe care ni le amintim din copilărie. Mirosul și cu amintirile au cam aceeași zona a creierului și sunt foarte apropiate și foarte asemănătoare. Vrem să utilizăm un parfum care ne aduce aminte de floral, de exemplu, de grădina bunicii, de mirosul de zambile, de mirosul de crizanteme, de mirosul de liliac. Și probabil că de aici se asociază ideea că dacă port un parfum care mi se potrivește și care îmi place, automat am și o stare de bine. Și o stare de bine. Este ideal, pentru că un parfum trebuie să-ți creeze ție o stare de bine, iar cantitatea lui să creeze o stare de bine aici celor din jur. 2 parfumuri sunt necesare pentru un bărbat, pentru că este parfumul de zi și parfumul de seară, parfumul business, să spunem, care este mai puternic, care lasă așa o amprentă în jur despre personalitatea lui, despre, ai văzut, când intră un bărbat într-o încăpere și miroase foarte frumos și are un parfum puternic, atrage atenția. Dacă mai este și îmbrăcat potrivit, un costum și atrăgător, atunci este și mai plăcută ca prezență. Și în cazul în care, să spunem că vrei să te duci la o petrecere, ce parfum ar trebui să folosești? La o petrecere depinde de momentul zilei. Dacă este o petrecere de zi, un parfum floral care să se acorde cu, să fie în acord cu mediul înconjurător. Dacă este o petrecere de seară, atunci adoptăm un parfum de seară mai puternic, dar trebuie să avem grijă și cum aplicăm parfumul și unde îl aplicăm. Cum trebuie aplicat un parfum? Corect. Parfumul corect se aplică în zonele cele mai vascularizate, respectiv după ureche, zona gâtului, în spate, la încheieturile mâinilor și, dacă vrem să fim foarte romantice, și la pliul piciorului, pentru doamnele care sunt mai romantice și vor să profite și de prezența unui bărbat lângă ele, care va fi încântat de parfum în toată splendoarea lui. Este corect atunci când aplicăm parfum pe păr, în cazul doamnelor? Pe păr nu este întocmai corect, dar nu este nici ceva contraindicat. S-au făcut și parfumuri pentru păr, dar dacă ținem neapărat și nu avem unul pentru păr, aplicarea pe păr se face la 10 cm distanță de noi un puf și pe urmă ne ducem și stăm în acel val ca să pice mici picături din cele mai grele, că alcoolul se ridică și atunci doar uleiurile rămân pe păr. Și în cazul unui bărbat, unde ar trebui să aplice parfumul? În ce zone ale corpului? Și ei ar trebui la încheieturile mâinilor, zonele cele mai vascularizate, pe piept, unde este vascularizația foarte mare, pe gât, după urechi, în spatele capului. Deci cam astea ar fi zonele.
Cred că trebuie să alegem parfumul potrivit și în funcție de momentul potrivit al zilei. Și pentru persoanele care adoptă o ținută casual, ce parfum li s-ar potrivi? Un parfum lejer la bărbați, genul fujer, genul ierbos, lemnos și ușor mirosul acela de ferigă, deci acea clasă fujer, clasa ferigă, care este specifică bărbaților. Și, evident, parfumurile trebuie schimbate în funcție de anotimp. Sunt anumite tipuri de parfumuri pe care le folosim vara, altele le folosim iarna. Câteva recomandări și în cazul ăsta? Da, teoretic, dar nu se aplică în cazul tuturor, pentru că sunt persoane care folosesc parfumuri puternice și vara și iarna, pentru că au un pH care reduce foarte mult puterea parfumului și atunci dacă ar folosi un parfum apă de toaletă sau apă lejeră de vară florală, nu s-ar simți absolut nimic. Teoretic, dar trebuie vara niște parfumuri florale și iarna parfumuri mai ambrate, mai lemnoase. E adevărat, parfumul reprezintă amprenta fiecărei persoane, dar totuși trebuie folosit cu grijă și cu măsură. Câte pufuri sunt necesare așa încât să fie cantitatea ideală? Între 4 și 6 pufuri de parfum este o cantitate medie, să spunem. Să ținem cont să nu-l aplicăm pe haine, pentru că pe haine poate să capete un miros de rânced în timp. Să presupunem că pe un sacou nu-l spălăm ca pe o cămașă după o singură utilizare. Sacoul îl purtăm de mai multe ori. Pe sacou poate, dacă aplicăm, în câteva zile să devină un miros rânced prin suprapunere cu alt parfum și să se creeze un miros neplăcut. Munca pentru un parfum durează între 6 luni și 2 ani și este lung drumul de la esență până la forma finală. Fabrica de la Grasse, în Franța, are o poveste specială cu o femeie specială, Caterina de Medici. Casa ei era lipită de apartamentul parfumierului, deci era nedespărțită de parfumierul ei și avea un culoar comun în care numai ea putea intra la el în laborator, pentru a nu se scurge informații despre rețetele și parfumurile create numai pentru ea. Ea își dorea să aibă numai parfumurile ei, cu formulă unică și să fie recunoscută oriunde. Cum arată o fabrică de parfumuri? Fabrica de parfumuri este ca un mare laborator chimic de distilat și acolo se aduc florile în cantități foarte, foarte mari, pentru că, să dau un exemplu, pentru 30 de mililitri de ulei de iasomie se utilizează cam 8.000 de flori. Foarte căutate, dar și foarte scumpe, sunt parfumurile animalice, însă chimiștii au găsit și aici alternative. Moscul, care este extras de undeva de lângă glandele genitale ale unei căprioare, care se extrage într-un mod special și în anumite momente de la partea masculină, este înlocuit de white musk. Deci când vedeți într-un parfum white musk, înseamnă că este cel chimic, deci nu este cel natural. Cel natural crește foarte mult prețul. Un alt miros animalic foarte cunoscut și folosit este ambra gri. Este de la cașalot, o specie de balenă, care în momentul în care are niște probleme intestinale, se creează acolo o substanță care îi repară zona și atunci când este reparată, ea o elimină și o elimină pe nisip. Și atunci cei care culeg acești bulgărași gri gălbui, așa, urât mirositori. A fi parfumier nu este tocmai ceea ce ne imaginăm că mirosim. Un parfumier are un bulb olfactiv foarte, foarte bine educat și bine trăinuit, pentru că poate rezista să miroase până la 10.000 de nuanțe de parfumuri și să le și recunoască, deci este o memorie olfactivă. Sunt oameni care au această capacitate, cum cei care au ureche muzicală pot să audă sunete pe care noi, cei care nu avem, nu le auzim, așa și un parfumier este cel care poate să miroasă lucruri pe care noi nu le putem mirosi, da? Și este foarte interesant. Se poate și antrena acest lucru, dacă nu-l ai foarte dezvoltat, dar ai o bază nativă, se poate lucra, se poate antrena și se poate dezvolta. Bun, și a mirosi această ambră gri, excrementele de la cașalot, să spunem, sau ceea ce elimină el prin intestin, este îngrozitor, deci miroase foarte urât.
dar diluat și pus într-o anumită cantitate poate căpăta un miros foarte plăcut și combinat poate să dea mirosul acela pudrat, mirosul cald, mirosul plăcut al unui parfum. Întotdeauna parfumierii au ales și o poveste pentru esențele lor. Așa au apărut parfumurile personalizate. Parfumul personalizat înseamnă sticla este personalizată, sunt 7 esențe și sticla este personalizată în funcție de ce vrea fiecare să scrie, să facă un cadou inedit cu o dedicație, o poză, o poveste, ce vrea să scrie absolut pe sticla respectivă și să aleagă una din esențele care consideră că se potrivește persoanei proprii sau cui vrea să îl dăruiască. Mitul acesta că se creează un parfum personalizat nu poate să facă oricine, în primul rând, trebuie să ai o specializare, iar în al doilea rând, pentru a crea un parfum necesită foarte, foarte mult timp. Acest lucru nu se poate întâmpla, deci povestea aceea că te duci, m-am dus la parfumier și mi-a făcut un parfum personalizat, n-a făcut altceva decât să-ți amestece câteva uleiuri într-o bază, dar acela foarte greu mai poate fi imitat, da? Sunt pe la noi și diverse vedete, domnișoare care spun că au creat ele parfumul, nu, le-au creat un parfumier, că au spus ele că vor cu miros de violete sau cu miros de trandafir sau mai mult de, dar asta nu înseamnă că ai creat, ai fost pur și simplu un client care a avut bani să-și pună numele pe parfum și să facă acest lucru, dar nu înseamnă că ai creat și ai făcut formula. Pentru asta trebuie să ai niște cunoștințe cel puțin de chimie. Acum noua tendință este de parfumuri cu efect afrodisiac, dar să știți că numai mirosurile animalice au efect afrodisiac, mai este și paciuli care are efect afrodisiac. Este o plantă cu frunze cărnoase din care se extrage acest ulei de paciuli. În timpurile vechi se credea că are efecte magice, se punea domnițelor pe batistă și puteau face vrăji domnilor pentru a-i atrage. De fapt, efectul era de a atrage, prin efect afrodisiac, sexul opus, masculin. Bărbații iarăși sunt atrași de mirosul de vanilie, pentru că le aduce aminte de prăjiturile făcute de mama și instinctiv au nevoie de o mamă, da, întotdeauna. Nu o să mă iubească prea mult domnii pentru chestia asta, dar trebuie spusă pentru că e așa delicioasă. Deci mirosul de vanilie are un efect puternic afrodisiac. Dar vanilia în sine, cea care este concentrată, deci vanilia, extractul de vanilie, are un miros amar, aș spune că de nesuportat. Dar în diluție devine ceea ce știm noi, vanilia, da? Și atunci s-a făcut și substanța chimică, vanilina. Să nu credeți că ce găsim noi în fiole pe piață este vanilie pură, ce ar fi foarte scumpă. Deci este vanilină, substanță chimică care imită perfect. Deci chimiștii sunt așa niște magicieni care au putut obține și imita mirosurile naturale din jurul nostru.